Brigada rutieră, doamna doctor Bratosin, care a răspuns de coordonare, și domnul inspector șef Șchiopu de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. După cum ați văzut, din păcate a fost un accident destul de grav. Au fost mobilizate forțe de la serviciul de ambulanță, de la SMURD, bineînțeles pe lângă forțele de la poliție, jandarmerie, la fața locului pentru asistarea victimelor. La acest moment, numărul total, care o să fie detaliat de către doamna doctor, este de 22 de persoane transportate la spitale, la 4 spitale, dacă nu mă înșel. Din păcate, pacientul care a fost în stop cardiac, s-a încercat resuscitarea lui, a fost declarat decedat. Și mai avem un pacient întubat, tot la Florească, care este într-o stare critică. Asta ce pot să vă spun acum. Au mai rămas persoane care n-au necesitat îngrijiri medicale. Au fost preluate de ISU și duse la hotelul unde era destinația lor, urmând ca ulterior colegii de la poliție să sprijine cu aducerea bagajelor când se termina investigația la fața locului. Deci intervenția la acest moment s-a finalizat, n-a mai rămas decât șoferul care urmează să stea de vorbă cu poliția pentru procedurile normale în astfel de situații. Restul sunt fie la spitale, fie sunt la hotel. La cererea spitalelor am vorbit cu ambasada Republicii Elene, care au fost aici reprezentanții, și am asigurat să trimită translator. Astfel o să fie translator și la Spitalul Universitar, și la Spitalul Florească, și la celelalte spitale dacă solicită, pentru că persoanele care vorbesc, unele dintre ele, nu știu limba engleză. Și acum, dacă îmi permiteți, o să dau, vă rog, să ne permiteți să terminăm și după care răspundem la întrebări. Deci, o să o rog pe doamna doctor să vă dea prima dată detaliile. Deci au fost în total 22 de victime, 4 au mers la Spitalul Floreasca, dintre care un pacient în stop cardiorespirator cu manevre în curs a declarat decesul, o pacientă de aproximativ 30 de ani în comă Glasgow 3, intubată ventilată, și celelalte victime conștiente. Spitalul Bagdazar a primit 6 adulți plus 2 copii, care erau fără mărci traumatice, dar erau minori. Spitalul Universitar 6, Spitalul Sfântul Ioan 2 și Spitalul Militar 2. Cei 4 răniți, printre care și persoana decedată, ce sunt? Femei, bărbați și ce vârste? Femei și bărbați, între 30, 40, 50. Cu excepția celor doi copii. Și cel decedat, ce vârstă are și ce e? Aproximativ 50. E cu aproximație, asta o să vină datele ulterior, datele cu amănuntele, dar dacă aici am terminat cu asta, o să-l rog pe domnul chestor Berechet, vă rog să... Haideți eu puțin, vă rog. La acest moment, organele de poliție ale brigăzii rutiere întocmesc cercetarea la fața locului. Ce vă putem spune este faptul că conducătorul auto, cetățean străin, a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind 0. Urmează ca la sediul brigăzii rutiere să fie verificat și pe aparatul drug test, iar tot ce ține de cauze și împrejurări în care s-au produs acest accident vor fi cercetate de către colegii mei sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria sectorală. Domnule Berechet, o singură întrebare, nu este pentru prima dată? Într-adevăr, nu este pentru prima oară. Avem un semn de o presemnalizare. Vom stabili dacă s-a ajuns în faza în care se atingă presemnalizarea. Noi am sesizat de fiecare dată administratorul străzilor cu privire la celelalte incidente care au avut loc, motiv pentru care s-a și montat acel presemnalizator de... E adevărat că ar fi schimbat în ultimul moment banda ca să intre în pasaj? Vom face verificări cu aceste privire. Avem... Dumneavoastră, înainte, asta voiam să vă întreb, dumneavoastră, înainte, în urma primelor incidente, ați măsurat pe românește poarta asta și... Toate verificările s-au efectuat de la primul incident și până la ultimul. Nu au existat dubii cu privire la înălțimea atâta porții de gabarit la intrare în pasaj, cât și cu privire acum la presemnalizare. Acum vă întreb un lucru, nu sunt specialist, de-aia vă întreb pe dumneavoastră. Modul în care o astfel de poartă este prinsă în asfalt este cel corespunzător? Nu știu. Da, nu cred că intru în astfel de detalii tehnice care țin de administratorul străzilor. Mulțumesc! Înainte de a... Șoferul în urmează, să se ia toate detaliile. Declarațiile sunt, era împreună cu un număr de 40. Deci sunt 48 per total, din care unul e șoferul, 47 sunt pasagerii, turiști, da, aveau destinație, toți greci, aveau destinație aici în București, aveau hotel rezervat. Din punctul nostru de vedere, forțele de intervenție, ați văzut că au fost trimise forțe adecvate, suficiente din partea
dispeceratul integrat, deci fie vorbim de serviciul de ambulanță sau de SMURD. A fost aici și coordonarea care se trimite în astfel de situații din partea Spitalului Floreasca, iar descarcerarea a lucrat pentru scoaterea unora dintre cei care erau blocați în autocar la sosirea echipelor de intervenție. A fost planul roșu activat și câte ambulanțe în total? Nu a fost planul roșu activat, dar totuși au fost trimise destule ambulanțe. Poate pentru asta n-a fost activat, că sunt destule ambulanțe, nu trebuiau să cheme suplimentar din alta parte. Și atunci s-a răspuns cu echipajele care erau în tură și ați văzut încă o dată că nu a fost lipsă de echipaje la intervenție. Cadre medicale, deci, au fost chemate în plus? În ce stare? Nu, numai de la Spitalul Floreasca au mai venit cadre medicale în plus, care este conform procedurii acest lucru. Deci asta e un lucru care îl facem la fiecare din aceste intervenții când sunt multiple victime. Cea de-a doua persoană în stare gravă intubată acum este bărbat? Unul, din păcate, este decedat. Și o persoană este intubată în stare critică. Dar cum a zis doamna doctor, una dintre două persoane, mai avem persoane în stare, critică? Nu am această informație, nu vreau să spun nu. Din ce știu, nu există alte persoane critice, dar lucrurile se pot schimba. Și în astfel de situații, un pacient poate să se schimbe starea lui și să se agraveze. Așa că așteptăm să vedem ce vor spune spitalele ulterior despre fiecare din cazuri. Spuneați mulțumesc mult! Spuneați că ați reușit puțin să discutați cu șoferul. Mă rog, sigur e în stare. Nu l-am întrebat cum a făcut accidentul. Singura întrebare care am avut-o cu șoferul este cât exact au fost în autocar. Asta a fost singurul lucru. Aveți un timing pe cum au ajuns ambulanțele? Nu, la acest moment nu ating subiectul ăsta, dar s-a ajuns foarte rapid aici de către toate forțele. Dar date exacte pot fi obținute de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de la Dispeceratul Integrat. La ce oră cu exactitate a avut loc accidentul? Tocmai asta este, n-am ora exactă. Ora exactă putem să... 13.23, cât? Primul apel. 13.23, primul apel. Deci, bun. Ați discutat cu ei în greacă? V-au mai spus și altceva? Le-ați dat sfaturi? Da, am vorbit cu ei, da, și mai mult te-am liniștit și am explicat ce urmează să se întâmple, pentru că nu vorbesc limba engleză, dar mai ales era grija lor pentru bagaje. Ei nu pot recupera bagajele la acest moment. Într-o oră, două, poliția a promis că va duce toate bagajele să identifice proprietarii, că cei care sunt în spital, bagajele lor să rămână sub pază până ies și până le preiau. Prima zi de vacanță era? Nu știu, sau nu știu. De unde din Grecia veneau? Nu știu. Asta n-am întrebat. Mulțumesc mult. Mulțumim.